Da, sunt mai multe informații care încă n-au fost comentate. Una a apărut în New York Times, n-aș vrea să o dezvolt, dar e ciudată, sau nu știu dacă e ciudată. De la începutul invaziei, SUA și NATO ar fi livrat Ucrainei peste 17.000 de arme antitank prin Polonia și România. Armele ar fi ajuns cu avioane militare și apoi au fost transportate la sol până la Kiev și alte orașe importante din Ucraina, conform New York Times. Nu comentăm. Nici nu știm cum să putem verifica așa ceva. Sunt asta informații bizare, dar sunt... care apar în tabăra americană. Că avionul militar a survolat teritoriul României, NATO, avion NATO, nici niciun fel de problemă. Categoria, știi, că Zelenski l-a adus la Brașov, că pe nu știu, adică apar tot soiul de nebuni în perioada asta. Dar asta vine din sus americană, nu vine Da, dar nu nicio... Și care e problema? Da, prin România putea să survoleze spațiul aerian orice aeronavă NATO, poate survola... Ca susțin că la sol. Le-au dus cu avioanele și după aia la sol. Bun, transport, genul ăsta transport nu scapă neobservat. Știți ceva, vă spun ceva. Nu, la sol trebuie să le treci pe câmp, că vamele sunt bine de televiziune. Asta, nici nu vreau să colportez informații care sunt greu de verificat, deși apar în surse, sunt în surse americane. În New York Times. Sunt culoare. Bun, sunt. Promisesem că urmărim câteva secvențe fabuloase, de altfel, cu George W. Bush și cu Vladimir Putin din 2001. Deci de acum 20 de ani, 21 de ani. În momentul în care Putin era cultivat de mediile occidentale, de-abia se înscăunase. Așa? Și nu devenise țarul de care se teme toată lumea, sau, mă rog, liderul autoritar de care se teme toată lumea. Părea un partener, moștenitorul lui Yeltsin, cu care se putea discuta în continuare. Nu făcea show-ul pe care îl făcea Yeltsin și care de multe ori îi făcea pe ruse să se simtă umiliți sau consternați. Era un alt tip de personaj, un fost ofițer KGB, a ajuns prin conjuncturi neclare în fruntea Rusiei. Hai să vedem aceste imagini, dați sunetul cât se poate de tare, pentru că sunt foarte interesante. Question to President Bush, is this a man that Americans can trust? I'll answer the question. I looked the man in the eye. I found it to be very straightforward and trustworthy. We had a very good dialogue. I was able to get a sense of his soul. Good job, Mr. President. Thank you. I think he is a decent and sensitive human being. But he was president of the United States and he had to fulfill his duty. He did what he thought was right, as the team of experts around him thought was right. Even so, I think many of his decisions were mistaken. It was a high price, a very high price. You remember something like that forever. But I'm certain that if we hadn't taken a tough stance at the time, we would have demonstrated weakness. The consequences would have been dreadful and the number of victims very much higher. Russia would have been sucked into a never-ending series of bloody local wars. We would have had a second Yugoslavia. Bun, Putin era aici în faza în care a început să se acuze Occidentul că l-a mințit cu nerușinare. E o teză pe care a tot repetat-o și în mod deosebit în ultimii ani. Vedem această privire a unui om cu suflet mare, cum spunea liderul Americii, George W. Bush. Priviți-l pe Vladimir Putin, asta în fața reporterilor americani. La început de drum în fruntea Rusiei, nu pare chiar privirea unui om cu suflet mare, acum între noi fie vorba. Mai mult de killer, așa, de dacă killer, te așa. Da, zici da. Că e... Adică Bush era contrazis, evident. Un lunetist după ce a luat victima în cătare, cam așa e, știi? Exact așa și pare. Și ușor psihopat, așa, știi, dacă te uiți. Mi-am luat cam de firmele alea pare mai psihopat decât făcute oricum. De Alfred Hitchcock, înțelegea, avea câte unul din ăsta, câte unul care la un moment dat trăgea perdeaua de la duș și era exact, cu... Exact, dar afirmația lui Bush, l-am privit pe... this guy bine, acum ăsta este... Da, zice de suflet mare, dar Bush săracu avea minte mică. Deci nu, pare era... sincer. Nu? Adică să nu confundăm pe Bush senior, da, care a fost un Bush politician junior. Rasat și un ins foarte interesant și sofisticat din multe puncte de vedere, cu Bush junior, care a fost un tip
cred că a făcut atâtea gafe, cum să zic, doar dacă ne aducem aminte de momentul 11 septembrie, da, care pe el l-a prins totalmente, l-a năucit complet, sigur. Adică, mai ții minte imaginele cu... Adevăratul erou al acelui moment a fost Rudolf Giuliani, dacă vă aduceți aminte, da, primarul New Yorkului, deci ăla a fost cel care a ieșit la momentul respectiv în lumina tuturor reflectoarelor, da, și devenise portdrapelul. Bush era vai de capul lui. Da, mă rog. Bun. Ideea că lăsăm o parte asta, cum era Bush, era președintele Statelor Unite și afirmația că este un om de încredere, Putin. Domnul Ionescu, de ce aduceam de iartă-mă atâta, da, da, să spun. Cum s-a plecat de acolo și s-a ajuns în această situație? Cine a pierdut, da, pe să drum? Știi că Occidentul, de-a lungul timpului, da, a avut mână proastă, da? Și cu Ceaușescu, dacă ne aducem aminte. Ți le aduce aminte cum îl plimbau în caleașcă, Nixon și așa mai departe, întâlnit cu el, regina Angliei l-a primat în caleașcă, toți chiar spuneau... Chiar m-am întrebat ce putea să discute regina Angliei cu Elena Ceaușescu. Absolut nimic, că nu vorbea nimic. Dar nu-i vorba de asta. Vorba de faptul că le-au dat-o, le-au întins o mână, i-au validat. Robert, i-au validat. Și cu Elena Ceaușescu și cu Putin e același fenomen. Putin... Cred că n-am avut probleme cu el vreo 8 ani de zile, 9, chiar 10 ani, de când este la Kremlin. Nici cu Ceaușescu, cu regina, a fost după 68, după Ceoslovacia, după ieșirea lui Ceaușescu vis-a-vis de invadarea Ceoslovaciei. Atunci a căpătat o primire fastoasă din partea Occidentului. Iar atunci cu regina Angliei, ținem cont că am băgat în Anglia 3 miliarde de dolari, am cumpărat de la ei sistemul de irigație. Deci a fost interesul englez, că ăsta este interesul occidental, banii. Ai spus-o și mai devreme. Bani. Interesul celor din estul Europei e același. Tot bine, toată lumea vrea bani. Rusul are altă filozofie. Asta e mare problemă. Mădălin, altceva vreau să spun. Dom'le, democrația, am mai văzut o dată la tine și o spun încă o dată. Când democrația statelor occidentale cu altă cultură a spus, dom'le, două mandate de președinte. Gata. După două mandate, încep să iei asta. Și Ceaușescu a fost extraordinar. Din 65 până prin 75, România a avut o dezvoltare, o deschidere și spre Occident. Aduceți-vă aminte ce era peritoral. După aia, 75-80, când s-a dus până în Corea, a luat declinul. Așa și Bush. Europa și lumea n-a avut probleme cu Bush în primele două mandate, până a făcut Caterin Caia cu Medvedev. Cu Bush sau cu Putin? Cu Putin, scuze. Cu Putin n-am avut probleme, nici Europa, nici amenințări de război, nimic. Din contra, a deschis chiar țara spre lumea occidentală. Lumea occidentală a devenit acționară în companiile rusești. Deci a fost o deschidere. Dom'le, când a făcut schimbarea cu Medvedev, a văzut că are atâta sprijin popular, deși a permis să schimbe Constituția, să rămână pe viață, normal că a luat o razna. Și... acum îl vedem un om care a luat o razna, dar haideți să fim corecți. Și lumea occidentală, când a stat la masă cu el în anii aceia, Putin nu a făcut probleme, din contra a deschis Occidentul să vină cu bani și el cu resurse spre lumea occidentală. Normal, a trecut o perioadă de 80 ani, gata, se crede țar, vrea să-l urmeze pe Petru cel Mare. Se întâmplă ce se întâmplă în ziua de astăzi, am ajuns cu un astfel de președinte să genereze conflicte și războaie într-o Europa și în secolul 3. Nu faptul că a început să genereze conflicte. N-a generat conflicte. Este primul care vine cu amenințări de acest tip după sigur criza că din 60. Sigur că da. Deja care românul obișnuit n-a știut nimic. Sigur, îți pui problema de... criza dintre Hrușciov, între America și... Deja, aici e o chestiune. Îți pui problema. M-am tot gândit în aceste săptămâni de când suntem în asta, așa, și am tot răsfuit și o grămadă de cărți. Bă, am constatat un lucru și trebuie să o spun cu tristețe, inclusiv în ceea ce mă privește. Sau uite, o spun doar pentru mine. Bă, nu știu mai nimic despre Rusia. Da? Aici nu vorbim despre istoria în date, în asta. Asta am mai învățat-o, am mai citit-o, da? Dar, din păcate, înțelegi, la ora asta când suntem puși să vorbim despre Rusia și, în general, despre tot spațiul ăsta estic, da? Cu Republicile Baltice, cu Rusia, chiar cu Ucraina... Fostele, da? Țări ale Uniunii Sovietice. Fosta Uniune Sovietică, atât de puține lucruri știm și când spun deci, știm, mă refer la felul în care ei... funcționează la nivel simbolic. Un lucru foarte important în această parte de lume. Și o simțim și noi aici, că suntem toți spre Estul Europei. Adică, acești lideri din categoria lui Putin, din categoria lui Zelenski astăzi, operează cu un mare capital simbolic. Ei vând ceva
la nivel de iluzie pentru această unitate pe care o cer poporului în jurul lor. Da? Zelenski azi le vinde ideea faptului că ar putea câștiga războiul acesta împotriva Rusiei. Putin face de ani mulți acest exercițiu de adunare a poporului rus în jurul lui pe ideea că va reface Imperiul Rus. Paranteză, da? Scurtă. Și că va recupera... A crescut în sondaje. Da, și că va recupera, iarăși care e un lucru foarte important, și că va recupera niște zone, niște chestiuni simbolic, cu încărcătură simbolică extraordinară, cum e vorba de Crimea, spre exemplu, da? Pentru Rusia. Da? Cum e vorba de Crimea pentru Rusia, cum este vorba poate chiar de Kiev. Și ca să nu fie interpretat greșit, scuză-mă, am zis că a crescut în sondaje, ca și popularitate în Rusia. Da, în Rusia. În Rusia. Deci, ce vreau să spun este că este foarte complicat la ora asta. Vă dați seama în ce situație absolut penibilă a fost Bush, care nu știa nici că știm cât de puțin știm noi despre Rusia, dar rămite ăsta care nu știa nimic la un moment dat. Dar după aceea s-a dus la Rusia și a dansat. Traian Băsescu, când s-a dus la, când s-a dus la Casa Albă, a luat o hartă cu el și a desenat cu carioca pe hartă unde e Marea Neagră și de ce e importantă Marea Neagră. Da? Și deodată, nu numai, deci, atenție, era vorba și de secretarul de stat american, toți au zis, da, dumne, știi că ai dreptate, că Marea Neagră asta e un loc foarte important, înțelegi, în arhitectura asta geopolitică a lumii. Noi nu știam, ne uitam la Marea Mediterană, că toți erau cu Mediterana importantă, nu știu ce. Ne uitam la hai Bosforul, că vorba aceea așa, dar mai încoace ce aia? Marea de Azov, Marea Neagră, ce sunt astea? Ce vreți, mă, cu Republicile? Și Băsescu s-a dus și le-a deschis ochii americani, le-a spus, bă, stați, bă, puțin, vă aduceți aminte, l-a dus pe Bush la Constanța să vază, să stea cu el pe malul mării. Uite, nene, asta e Marea Neagră. E aproape, al naibii de aproape de ruși. Și e importantă, al naibii de importantă pentru ruși. Și din acel moment, da, au înțeles și americanii cât de important e colțul ăsta de lume, că altfel nu-i prindeam pe aici. Da? Nu făceau nici scutla de veselu, nici bă, nu știu ce. Bun, revenind însă, știm totuși foarte puțin despre felul în care, da, în momentul de față, îi spunem dictator, autocrat lui Putin. Da, este un nenorocit că în momentul de față, din cauza acestei invazii, mor oameni. Dar pentru ruși, felul în care îl privesc rușii, o chestiune pe care noi nu avem cum să o pricepem. Da? Nu avem cum să o pricepem. Mai e o trăsătură... Robert... Eu, inevitabil, dar... numai puțin, inevitabil și prin... Hai să zicem, formația mea spirituală, profesională și prin faptul că am de câțiva ani buni contact cu lumea de dincolo, în familia soției sunt o mulțime de naționalități din Federația Rusă, de la chirghizi până la ucrainieni, ruși și așa mai departe. Am și citit foarte multă literatură de asta, dar am intrat în contact cu oamenii. Toți de acolo au, cum să zic, un anumit stil de a comunica pe care Putin l-a demonstrat și prin deciziile pe care le-a luat acum. La un moment dat discută rușii, dar n-au această abilitate a occidentalilor care fac din business o plăcere, o artă și care sunt în stare să negocieze orice. Rușii nu sunt capabili să negocieze orice. Pentru ruși există niște limite care țin de tarele sau de educația, de simbolistica pe care au preluat-o de secole și pe care au dus-o mai departe. Exact cum spunea Robert. Orgolioși, să știi. Sunt foarte orgolioși și dacă la un moment dat nu mai reușesc să facă față acestui stil extrem de liberal de a discuta despre orice și au senzația că au pierdut, încep să tacă. Așa cum remarcă niște occidentali, analiști occidentali, că după 2003, 2004, 2005, rușii au început să tacă și ei au considerat că dacă rușii tac, pot să se extindă, de exemplu, cu alianța până pe aici, că nimeni nu o să mai spună nimic. Și o să și vin cu niște argumente. Iar rusul, când nu mai poate, rabdă, e genul ăsta, și nefiind capabil să poartă acest tip de comunicare și la un moment dat îți dă în cap. Deși putea să mai facă niște gesturi drăguțe înainte, să mai poarte niște discuții și să evite această situație. Unii spun că ăsta este felul rusesc de a discuta. Nu e capabil să poarte un anumit tip de negociere, dacă la un moment dat are senzația că l-ai călcat pe coadă, tace, te lasă o perioadă și când tu crezi că tot e ok, pune mâna pe topor și ți-a dat în cap. Și te-a spart. Ar putea fi una dintre explicații. N-am mai discutat. La Putin acum așa, s-au adunat multe lucruri. Slăbiciunea establishmentul, leadership-ului politic la nivel mondial. Trăim o perioadă cea mai... Da, bă, deci nu găsești unul în care să zici la ora asta, uitându-te pe toată planeta, de Doamne ajută, dar să zici, bă, mă iau după ăla, mă, că pare, dar te uiți, sunt băiețași. Ce vorbeam aseară? Că pe vremuri
Politicienii, exact ce spui tu acum, pe vremuri, politicienii dictau asupra economicului. De când multinaționalele au început să numească politicienii, să-i pună în funcții, să-i susțină, deciziile nu le mai ia politicul, le ia economicul pe altă bază. De aia nu o să mai găsești mari oameni politici, oameni de stat, oameni care să aibă o viziune, să gândească, să gândească peste 20 de ani, să, inclusiv pentru că a venit forța banului și a început să-i pună în funcții. Inclusiv în America, la noi nu se mai pune problema, la noi... E un alt subiect. Da, sunt multe de discutat. Deci Putin a prins acest moment de slăbiciune, a prins un moment în care piața energiei la nivel mondial e dată peste cap cumplit și a dat seama că ăsta va fi un atu important al lui. Deci nu e întâmplător. Parcă, știi că ne tot gândim, de ce n-atacă? Bă, parcă a așteptat să atace momentul în care lucrurile deja o luaseră razna până mai toate țările astea cu facturile. Parcă aștepta să ne vină facturile, înțelegi? A zis, bă, mai întâi să le vină primele facturi din ianuarie, înțelegi? Și pe fondul ăsta deja zăpăcelii generale cu facturile, atunci atac. În plus de asta a așteptat iarăși un moment. Sunt toată lumea la nivel mondial după 2 ani de pandemie. După 2 ani de pandemie în care s-au întâmplat atâtea lucruri pe care nu credeam că o să le trăim în viața asta și în care a apărut un soi de oboseală psihică. La ora asta, când după 2 ani de purtat mască, vaccinare, spaimă, groază de moarte în toată lumea, secvențe în familiile, multora dintre noi pe care n-am crezut că o să le trăim cu părinți pe care i-am îngropat în saci fără să putem să ne luăm adio de la ei și așa mai departe. Deci ne-a prins această chestiune cu războiul din Ucraina și pe un fond de fragilitate psihică. Poate că lumea ar fi avut mai mult și ar avea mai multă răbdare. Nu o să dureze mult, răbdarea nu mai există în acest moment. Nu, capitalul de răbdare al nostru, al tuturor, a secătuit. Dacă nu se pune de o pace strâmbă cum o fie în câteva săptămâni... Este obligatoriu. Nu, în câteva săptămâni va fi unul dintre cei mai groaznici ani pe care i-am trăit vreodată, dacă nu cel mai îngrozitor an. Acestor generații. Până în septembrie se va prelungi, cred că undeva în luna mai, cred, părerea mea, că... 9 mai este data la care am mai spus, o spun, Putin trebuie să pună la defilarea Armatei Roșii la Moscova. La Kremlin. Trebuie la marea defilare de pe 9 mai, este cel mai important eveniment pentru Rusia, 9 mai, defilarea armatei. La 30 decembrie în acest an. Da, dar la nivel de paradă militară și chiar de, cum să spun, de moment, e cam 1 decembrie la noi la un moment dat. Bun, e 9 mai. Mult peste ceilalți. 9 maiul, nu poți să defileze armata roșie, nu poate să defileze pe 9 mai fără să fi cucerit ceva în războiul din Ucraina. Indiscutabil. Da? Deci la pe 9 mai, până pe 9 mai, Putin trebuie să livreze. Da? Dacă nu livrează până pe 9 mai, e complicat. E groasă și pentru el? E groasă pentru, de ce, pentru toată lumea. Toată lumea. De ce spuneam că nu mai este același Putin? Gândește-te, Robert, cum a executat Crimea în 2014. Cu o execuție chirurgicală. Ianucovici, Maidan, da. Ianucovici lovește în Maidan, Maidanul care e Europa lovește în Ianucovici, Ianucovici dă demisia, în alea două săptămâni de demisie Ucraina nu pune președinte, saltă Crimea. Crimea imediat, ordin armatei să se retragă din Crimea, nu să trage un foc de armă și chirurgical era Crimea, Ianucovici după aia azil politic în Rusia. Rusia. Execuție chirurgicală, lăsând, dacă mă întrebați pe mine, Maidanul era generat de Revoluția Portocalie. De, toate aceste evenimente se întâmplau în Ucraina, pentru cei care... Se întâmplau în Ucraina. Da, și iar Ianucovici a fost un pion al rusilor pus de poporul ucrainean, să ne înțelegem foarte bine, și acolo au fost alegeri libere. Să nu credeți că s-au furat alegerile. Nu, au fost alegeri libere, au avut voturi. Și aseară vă spuneam mai devreme faptul că anul trecut am fost de vreo 8 ani la Kiev, deci am fost în Ucraina de foarte multe ori, că am avut o conjunctură, a trebuit să mă duc. Citeam presa de acolo, nu că aș vorbi și aș citi rusă, dar cu partenerii citeam presa de acolo. V-am spus-o și aseară, vă spun și acum. Zelenski a căzut la 14% și venea din spate Timoshenko și cu Vitali Klitschko. Cu partidele lor veneau, îi suflau în cea fără al doilea mandat prezidențial. Iar mitinguri și revolte cu forțele de ordine ucrainene erau frecvente la palat, în Kiev.
Adică, eu vorbesc de presa, ce scria presa ucraineană și ce s-a întâmplat. Am și nimerit într-un weekend, într-o sâmbătă, când erau revolte și se băteau se trozneau cu manifestanții. Vedeți dumneavoastră, el de atunci era în cădere, Zelenski. De-aia v-am spus aseară și vă spun și acum. El acum a devenit un calmare că luptă. Nu, pentru mine este zero. Zelenski pentru mine este zero. Pentru că nu a văzut ce i s-a întâmplat cu Crimea, a văzut ce i s-a întâmplat în revoltele din Donetsk și Lugansk, a văzut că au pierdut 14.000 de oameni, s-au luptat acolo și n-au reușit să stăpânească zona separatistă. Mai mult decât atât, 2 milioane de ucraineni au părăsit Donbasul, adică aceste două zone din est, și s-au dus în Kiev, Kievul ajungând aproape la 7-8 milioane de locuitori, au plecat de acolo și au depopulat zona, rămânând numai populație prorusă, în marea majoritate. Okay. Iar de ce critic pe Zelenski? Dom'le, era parte de diplomație când te gândești că ai 150.000 de soldați, tancurile și avioanele la frontieră, tu ești permanent. Nu am văzut. Diplomația se face public. Bun, dar știi cum e? Dom'le, finlandezii pentru asta au fost apreciați în al doilea război mondial. Cine? Aveau o țară mică și s-au bătut cu rușii. Bun. Câștigând respectul rușilor. Stați puțin. Finlandezii s-au bătut cu rușii pentru că pleca să tăvălugul războiului. Nu. E alt context. Tu ieșeai la televizor și spuneai, vreau NATO. Noi, de exemplu, am cedat. Noi am cedat în istorie. Există multe abordări în toată povestea. Vrem NATO, vrem Uniunea Europeană, nu ne interesează. Ce ar fi trebuit să facă? Să cedeze? Nu să cedeze, să meargă pe calea diplomației. Măcar să încerce. Noi avem un rând. Dacă nu am cu cine să negociez. Dom'le, cum n-ai cu cine să... Păi cum să negociez cu el dacă îl înjuri? Păi ce, nu-i vedeați în jurăturile de la televizor? Noi avem un rege care ne-a spus că am avut un rege care ne-a spus că a abdicat pentru că și în felul acesta totuși a reușit să salveze niște vieți. Da? Pentru că abdicând el, comuniștii la momentul respectiv n-au omorât. Și, domne, mulți spun, domne, a fost un om extraordinar și a făcut un gest extraordinar și nu știu ce. Da? Sigur, că alții care au trăit în perioada acelor ani l-au considerat poate un gest de mare lașitate. Gândește că ți-au murit în pușcării. Da. Exact. Deci, da, mă rog. Păi ea i-a lăsat acolo. Astăzi putem să judecăm cum vrem lucrurile astea, dar te întreb la un moment, am înțeles, Zelenski, erou, rezistă în momentul de față în Ucraina. Mor oameni în continuare. Dar mor mulți, Robert. Mor foarte. O să spunem, domnule, asta e decizia poporului ucrainean. Poate. Pe de altă parte, eu văd că din Ucraina, în momentul de față, apar din ce în ce mai mulți refugiați. Deci să nu ne închipuim că e vreo rezistență de autosuiul de din astea. Domne, femeile care stau și rezistă cu arma în mână și nu știu ce. Nu. În momentul de față se fuge din cale, se moare. Și se fuge din cauza... Întrebarea este, dacă ai fi... Ce faci în momentul ăsta? Încerc să salvezi cât mai multe vieți. Cred că ăsta este scopul... Suprem al unui conducător. Da? Te sacrifici pe tine. Asta este, încerc să salvezi niște vieți nevinovate. Bun, armata e armata, am înțeles. Ăla când e în armată, bă, știi că trebuie să mor pentru patrie. E o chestiune de genul ăsta. Dar când s-a ajuns deja la victime inocente, da? Copii, femei, unii au ajuns în România și stau încă în România gândindu-se că se vor mai putea întoarce în Ucraina. S-ar putea să nu mai aibă la ce să se întoarcă. Pe NATO pentru morții din Ucraina. Deci revin între 2014 și 2022. Mi s-a părut că deja se duce în alt registru și cred că a deranjat o mulțime de lideri politici din Europa cu aceste afirmații din ultimul timp. El n-a făcut decât afirmații greșite. Din 2014 și 2022 sunt 8 ani care au trecut peste Putin. Ce v-am spus mai devreme? Te nebunește puterea. Dar când vezi că ai de-a face cu un asemenea om, ai și tu servicii, știi ce se discută la Kremlin? Că până la urmă au fost aceeași țară. Păi cauți toate căile diplomatice. Spui eu de la început, nu mai vreau un NATO. Când vezi că ai 150.000 de soldați și știi clar că, băi, ce se poate întâmpla asta? Se retrage cu armata? În orgoliul lor? Apelai la toate statele să te văd la televizor. America, veniți mediatori, Israelul, Turcia, cine vrei, ajutați-ne, hai să mediem, te duci la Putin, hai să mediem, să vedem totuși ce dorești, cel puțin o lungești, o îndulcești, dar tu direct. NATO, vrem în NATO, vrem în Uniunea Europeană și bineînțeles că s-a trezit. E adevărat că a avut aceste momente de cădere, poate de hai să spunem, disperare, în care a ajuns să dea vina pe toată lumea pentru nenorocirile care se întâmplă în Ucraina. Inclusiv a încercat să externalizeze conflictul, să-l generalizeze
Pentru că implicarea alianței într-un conflict direct cu Rusia ar însemna război mondial. Ce să mai o dăm la întoarce? A avut și aceste căderi. Zelenski, care pe final i-au adus, au adus foarte multe semne de întrebare în rândul susținătorilor lui, pentru că devenise un star global. Este un star global. A ajuns să aibă pe conturile de socializare ca și actor de la Hollywood, de exemplu, în acest moment. Este un personaj cunoscut de toată lumea. Numai puțin. Nu știu dacă l-a interesat asta. Numai, și în permanență postat din 3 ore la un moment dat pe Instagram. Domnul Ionescu, numai puțin. Mie îmi place Ucraina, am prieteni acolo, am parteneri acolo. Sunt oameni extraordinari, oameni care și ei se întreabă. Nu lăsați-mi, un popor extraordinar. Eu laud acest popor. Format dârz. De ce suferim și noi, și nemții, și ungurii, și toată lumea din cauza unui orgolii al lui Zelenski? Când poate puteam încheia pe cale diplomatică. Nu a reușit, n-a avut cu cine. Eu n-am văzut, domnule, diplomația se face public. E adevărat că se face diplomația. Adică te duci și spui, culisele de diplomației sunt secrete. Dar te duci, domnule, ne așezăm să discutăm, să vedem ce se întâmplă. N-am văzut absolut deloc. Adică altceva putem să-i reproșăm. Când n-ai în spate decât vorbe și n-ai o armată, pentru că el a avut în spate doar niște vorbe, niște promisiuni, probabil ale unor lideri occidentali care au spus, tu rezistă, da? Ia-te în colț cu ăla, nu știu ce, rezistă aia, că dacă el au adică, știi, noi suntem lângă tine. Ce-o fi perceput el sau ce-o fi înțeles el în toată chestiunea asta, că noi suntem, ce-o fi priceput din această chestiune, suntem lângă tine, da. Când i-ar fi spus liderii occidentali. S-a gândit că ce? Că îi vin divizii de la nemți, francezi și americani. Păi poate a fost indus în eroare, poate s-a indus singur. Poate păi hai să ne gândim, dacă avea, nu trebuie minte multă să înțelegi că în momentul ăla ai fi declanșat un conflict mondial. De stai și te așezi la masă și spui, bă, dacă m-ar ajuta ăștia într-un conflict cu rușii, da? Rușii ar considera că au intrat în conflict cu Europa Occidentală sau cu NATO, depinde cine, ce se întâmplă. Și atunci se vor băga ăștia cu adevărat într-un astfel de război pentru mine, da? Și ai fi ajuns rapid la concluzie, nu trebuia multă minte și nici multă foaie de hârtie, că nu se vor băga. Da? Și în condițiile astea spuneai întrebarea dacă este cazul să faci în momentul de față praf o țară în flauzele lumii. O țară praf. Dar pe noi ce ne costă să stăm? Pe noi, acum, da? Să strigăm de pe Facebook, bravo Zelenski, extraordinar, mi-aș dori să am un președinte ca tine, cu tare, cu tare, nu știu ce. Nu ne costă nimic, aplaudăm. Da? El să simte sprijinit de o lume întreagă, dar între timp în țara lui mor oameni și o țară întreagă este distrusă. Da? Și nu-i garantează nimeni că lucrurile astea nu se vor petrece din ce în ce mai rău în fiecare zi. Mâine o să auzim că a picat Kievul, poi mâine o să auzim că s-a făcut praf Kievul, da? Și distruge în momentul ăsta o țară. Merită? Sau chiar și în condițiile astea, la un moment dat vii și spui, bă, asta este. Am încercat, oameni buni. De asta zic acum eu. E momentul în care vreau să salvăm viețile conaționalilor. Poate dacă nu încerca, și asta e. Ucraina ar fi ajuns și mai rău. Asta a spus de mai multe ori. Am încercat, dar în spatele meu, în ultimul timp, asta e ideea, sunt o mulțime de oameni și trebuie să țin cont de ei. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a afirmat într-un interviu acordat publicației germane Die Zeit că Ucraina îi oferă cea mai bună protecție în fața lui Putin. Cu Ucraina alături te simți în siguranță, un principiu de la care multe state occidentale ar trebui să învețe. Din nou de lecții occidentale. De asemenea, Zelenski a precizat că războiul din Ucraina este un război al oamenilor și fiecare are un rol în el, deoarece luptă pentru existența statelor precum Ucraina pe harta politică a lumii. Bun, o știre de acum. Interviuri date în toată presa occidentală. Domnul Ionescu, haideți să... N-am înțeles că care va fi rezultatul. Așteptăm întâlnirea de mâine de la ANCAR. Dumneavoastră chiar considerați că Ucraina, cât sunt ei de bravi, și sunt oameni de toată ispravă, revin, slavă poporului ucrainean, cunosc foarte mult, l-am cunoscut. Dar dumneavoastră chiar credeți că are vreo șansă în fața Rusiei? Am zis eu. N-are nicio șansă. Nu. Rusia, cum Rusia, de uzură pe care Ucraina un război, cum Rusia n-ar avea nicio șansă în fața armatelor NATO, că n-ar avea nicio șansă, poate să fie cât de Rusia, fără să apelăm la bombe atomice, n-ai nicio șansă să te bați cu o lume atât de dezvoltată tehnic. Într-un război convențional, să nu vorbim de arme nucleare. N-ai nicio șansă. Așa n-ar nicio șansă Ucraina în fața Rusiei. Pentru că e diferența de forțe foarte mare. Diferența fără și mor oameni. Pe mine asta mă deranjează și de-aia critic. S-a întâmplat un lucru foarte bun în toată nebunia asta, da?
ucrainenii ies din acest conflict, indiferent cum se va termina și când se va termina, o imagine de națiune, ca o națiune. Da. O națiune, deci da, ăsta este evenimentul pentru ei ca nație care i-a unit extraordinar de tare. Da? Bravo. Nu vor uita și nu vor ierta, sunt convins. Da. Atenție, nu vor uita și nu vor ierta Rusia pe de-o parte, dar nu cred că vor uita și nici nu vor ierta nici ipocrizia unor țări occidentale, da? Care, de la care probabil că ei au așteptat unii dintre ei mai mult ajutor. N-ar fi trebuit să încurajeze niciodată, să încurajeze probabil Ucraina că nu, da, înțelegi? Robert, iar Volodymyr Zelensky este, atenție, chestia asta cu liderul politic, vă spun și din experiența mică, să zicem, de om politic, nu că m-aș compara, doamne ferește, dar vreau să spun cam cum stau lucrurile în politică. Dom'le, azi ești aici, mâine ești praf, da? Avem nenumărate exemple și în cărțile de istorie și în lumea politică de la noi și peste și de aiurea, da? Da? Odată, deci te încarci, gândiți-vă numai la personaje din istoria noastră recentă, da? Dacă ar fi să-l numesc fie numai pe Traian Băsescu. Da? Odată ești sus, cu o popularitate imensă, imensă la un moment dat și viața, da, te aduce în câțiva ani de zile de mătură poderele cu tine. E un caz fericit din punctul lui de vedere, pentru că și-a dus două mandate la final. Da, mă rog, nu știu dacă e cel mai bun exemplu. Alții au fost meteoriți în lumea politică, au apărut cu procentajul uitoare. Sunt unii, da, care par niște și ajung, în momentul în care ajung la cote de astea de popularitate, își pierd uzurațiunii, își pierd mințile. Putin! Da, Putin! Da, Putin, da, Putin! Da, puterea te tâmpește, te smintește, de fapt, te smintește. La fel, popularitatea asta exagerată s-ar putea să-l smintească și pe Zelensky. El s-ar putea să fie în momentul de față într-o situație foarte complicată, în care să-și pună în balanță imaginea pe care o are, a creat-o și lumea i-a creat-o și aplauzele pe care le aude în urechi de fiecare dată, da? Cu faptul că dacă se oprește în acest moment, să sting și aplauzele și o să zică lumea, deci n-a murit. Ce repere te lasă din mâini? Știi cum? Adică, dintr-o dată, eroul nostru, n-a ieșit cu happy end, mă. Ăsta este genul de film care n-a fost fiind happy end-ul ăsta fiind ăla în care, înțelegi, ăia care l-aplaudă acum pe Zelensky, visează la momentul în care un Brutus îi înfige lui Putin un cuțit în spate, da? Îl asasinează pe culoarele Kremlinului, eventual iese cu capul Putin la geam și spune vi-l pun pe tavă, da? Sau la moartea lui Zelensky. Nu, ar visa toți, da, așa, da? Sau Zelensky iese călare pe un tank și zice, pas cu pas eliberăm Ucraina de rus, înțelegi? Și rușii fugind și Zelensky pe urmele lor dându-i afară din țară ca Ștefan cel Mare pe turci. Cam asta e ideea romantică. Cum îl cheam pe liderul scoțian celebru? Asta este imaginea romantică despre război a celor care stau pe rețelele de socializare. Imaginea dură despre război, pe care ca jurnalist am văzut-o în Irak, am văzut-o în Afganistan, da? E aia în care moartea pândește la orice colț de clădire, da? În războiul ăsta de gherilă urbană. Nu știi de unde apare un glonț, nu știi de unde vine un obuz, nu știi de unde pică un ceva. Chiar și o cornișă de bloc îți pică în cap la un moment dat. Asta se întâmplă în momentul ăsta în orașele ucrainene. Și vedem, e suficient să dai căutare în ce hal a ajuns să arate o bună parte din Ucraina în acest moment. Credeți? Lucrurile nu se opresc aici. Vreau să spun ceva, Robert. Să nu uitați, Ucraina are o populație în jur de 46 de milioane. Da. Avea. Acum nu mai are. Din 46 de milioane, 10 milioane plecase, cum au plecat cei 5 milioane de români, da, de la noi. Să nu uitați, când le-a dat liber la pașapoarte. 10 milioane? 10 milioane. Eu îți dau statistică de la ambasadă. Nu? E mai mare migrația decât la noi. Mai mare, păi, dar și țara mult mai mare, de două ori și ceva decât noi. Nu. Deci vreo 10 milioane sunt în Occident. Păi stai un pic, că toți emigranții pe care vezi tu că intră pe la Vama, Siret, Sighe, toți, nu stă unul aici. Au rude. Nu stă unul aici. Ți-a dat statisticile. Și Moldova, jumătate din populație plecat. Bineînțeles, 1% rămân în România, în cortul unei vedeți, din, au ieșit 2 milioane totuși, să nu o sumă. Toți pleacă la rude în Occident. Da. Care muncesc în Occident. Deci, și dacă mă întreb pe mine, Putin, sunt convins că sfătuitorii lui n-au niciun interes să-l ucidă pe Zelensky. N-au niciun interes. Nu vor să prea imaginea că s-a dus și a omorât președintele. Nu, că rămâne martir.
Rămâne martir și, da, eu sunt convins că dacă ar fi vrut, noi totuși, să nu uităm un lucru. Ucraina a fost aparținut Rusiei. Toate sistemele, unități militare, toate sunt cunoscute. Ei au ducau hărții, da, ele au făcut. Nu mă gândisem, dar alea, așa e, da. Le-au făcut, ele au, da, pus ele au construit cazematele și unitățile militare și da. Rușii le-au făcut, adică le știu nu la, la latitudine și longitudine de, de milisecundă. Nu să faci grijă, dar zic că rachetele s-au cam dus. Corect, da, bineînțeles. Dar nu crezi că nu știe ce bunker se află sau... Nu, și-au, adică să nu insultăm totuși... De astea au pierdut vreo câteva mii de soldați. Da, asta e, unii se apără. Pe, în al doilea război mondial, cum era? 5 la 1, 3 la 1. Cel care se apără pierde 1 și cel care atacă pierde 5. Totuși e o luptă de gherilă în care sunt, stau în cazemate, în unități militare sau printre blocuri. Da. Este foarte greu să-i cucerești. Vii cu tancul, uite, și Herson, uite, Mariupol, sunt cu tancurile pe străzi, dar nu-i și cucerești. Pentru că așa și în Afganistan i-au ocupat și rușii și americanii câte 20 de ani fiecare. Au ocupat Afganistanul? Nu. Au plecat cu coada între picioare toți. Același lucru. Duce o luptă de gherilă până la urmă. De ce Putin tot spune să schimbăm conducerea? Știe că nu poate să stea... Nu e o cucerere din asta care te duci și rămâi cu tancurile pe stradă acolo, pentru că scade și imaginea lui Putin. Aici e complicată situația, nu chiar așa. Credeți că rușii n-au niciun interes să-l omoare pe Zelensky? Îl omorau. Eu, părerea mea, că îl omorau. Două rachete în buncăr, știau unde. Știe buncărul. Buncărul sunt făcute de ei, domne. Ce aveți? Ei vor trebui să ajungă și în această beligeranță, va trebui, ea va trebui să se încheie cu un acord. Da? Acordul. Acordul ăla va fi odată pe accesul terestru în Crimea, nu doar pe podul ăla care... Sigur că da, ăla e visul. Aia, așa. Iarăși, e foarte important. Crimea e importantă de multe puncte de vedere, dar în primul rând capital simbolic. Deci Putin a crescut în popularitate foarte puternică în momentul în care a livrat Crimea poporului rus. Da? Astăzi s-ar putea, livrând Donbasul, în continuare, dacă asta se practică în momentul de față, l-a dus către Rusia și poate încă ceva teritorii din Ucraina, o să fie, așa să va închide toată chestiunea. Da. Își dă seama că nu poate să ia Ucraina în momentul ăsta, să o ia la pachet, pe toate, să spună, o trec în proprietatea Rusiei. Nu mai avem mult timp. Vreau să amintesc și de istoric, foarte pe scurt, 2-3 minute, despre istoricul ăsta negocierilor dintre Rusia și NATO după anii 90. Dar important, de ce Putin și-ar dori, de exemplu, să intre în conflict cu o țară NATO? Pentru că toți liderii ăștia importanți acum susțin că Putin nu se va opri la granița Ucrainei. Blinken, secretarul de stat american, ne-o spune clar. Nu se va opri la frontiera cu Ucraina, dar nu spune de ce ar ataca România, Polonia sau țările Baltice? Nu spune Blinken că va ataca o țară NATO. Ba da. Nu, spune că nu se va opri la granița Ucrainei. E, vedeți, nu, n-am mai, zis. Mai e Moldova, mai e Georgia, mai sunt altele. Nu, mai departe. De ce ar ataca? De ce ar face acest... Nu ar ataca o țară NATO. Și sunt convins că nu va ataca o țară NATO. Clar, într-un război convențional, așa cum a spus, pierde... Bate NATO de departe. Armata, da, da, rusă, fără doar și poate. Așa? S-ar ajunge doar la folosirea armelor nucleare. Fără doar și poate, dar... Nu s-ar mai putea lăuda pe 9 mai? Pe 9 mai. Pe 30 decembrie, când se împlinesc 100 de ani de la înființarea URSS, nu o să mai poată să anunțe nimic, pentru că războiul care distruge tot Rusia, tot... Un conflict cu NATO ajunge o bombă la București, dar ajung și 10 în Kremlin. Adică rachetele le-au și ușați. Asta n-are rău să discutăm, pentru că sunt decât convins... Dacă e sinucigaș. Da, ar fi o chestie sinucigașă care mori mult mai mulți oameni. Ar fi un dezastru. Să poate ca în următoarea perioadă să vedem China intrând în Taiwan. Și la momentul ăla mă întreb cum n-ai bate că un focar să-l ai, mai că încerc să-l gestioneze. Acum toată lumea se concentrează pe ce se întâmplă aici. Asta este o chestie. Bă, dar dacă trebuie să împarți, ca să zicem așa, tulumba aia de pompier, da? Încerci să stingi focul și în partea asta, dar trebuie să o buți un pic mai încolo. Le reamintim telespectatorilor din România de ce Taiwanul e important pentru Statele Unite. Pentru că este cel mai mare producător de semiconductoare din lume, nu? Păi, dar ei l-au creat, domne, cum au creat și China... Au creat și Taiwanul. Da. Au creat dincolo, și Hong Kongul. Ei l-au creat. Dincolo asta, e un avampost foarte important pentru ceea ce înseamnă
hai să spunem, încă hegemonia americană. Deci acolo e, da, au un picior, da, pus acolo. E important, în coasta Chinei, ca să zicem așa, da? E... Să... Deși am mai vorbit... Dacă peste noapte s-ar întâmpla asta în condițiile în care americanii și chinezii se bat teribil acum pe modul în care China ar trebui să se raporteze la această incursiune, această agresivitate, această agresiune a Rusiei către Ucraina, americanii le-au cerut și speră ca chinezii să fie mai fermi. Le-au cerut să impună niște sancțiuni Rusiei. În sfârșit... Chinezii, în schimb, au ieșit la rampă prin ministrul lor de externe. Echilibrat. Și vorbesc de relația cu Rusia, care e like a rock, ca o stâncă, și încep să lanseze oferte companiilor rusești pentru a le cumpăra, da, pe care le consideră vulnerabile în acest moment. Mari companii. Mai mult decât atât, plusează și ca diplomație. Este o poveste foarte tare, foarte tare. Aruncă în discuția internațională povestea laboratoarelor biologice pe care americanii le au în Ucraina. Este o chestie în care au băgat bani în Ucraina. Au băgat bani. Unde s-au făcut o felul de experimente. Dacă a ieșit numărul 3 ăsta în diplomația Newland, americană. Victoria, da, Newland. Așa, și a vorbit de faptul că ar putea intra în posesia rușilor aceste laboratoare și toate rezultatele cercetărilor, la toate rezultatele acestor cercetări să aibă acces rușii, înseamnă că acolo sunt niște lucruri. În presa moscovită și în presa de la Beijing au fost acuzați în această perioadă a pandemiei că în laboratoarele din Ucraina, că laboratoarele din Ucraina biologice nu sunt străine de cercetări pe zona asta COVID. Și au lansat și alte acuzații. Cred că vă dați seama. Sunt în teoria conspirației. Dar cred că vă dați seama că și rușii au știut de existența acestor laboratoare. Așa cum sunt alea din Kazahstan, care sunt foarte multe finanțate de America. Sigur, sunt laboratoare ce tip și Moldova. Astăzi, pe rețele de socializare, dar încep să apară niște zvonuri absolut îngrozitoare, teribile. Repet, n-am să le rostesc pentru că nu vreau să intrăm într-o altă nebunie. Dacă să înțelegeți că vom avea parte de și mai multă dezinformare pe parcursul săptămânilor care vin, da? Inclusiv legate de migranți, de nu știu, deci o nebunie întreagă se va ajunge la, spun din nou, mare atenție, poate ar fi bine, nu că sugerez, dau eu, da, indicare, să aduci niște psihologi, dar care să pricep la ce înseamnă psihologia maselor, da? Când spun maselor, adică cum apare cu oboseala popoarelor în astfel de momente, pentru că, băi, fraților, sunt deja 2 ani de zile în care noi am fost în război. Da? Povestea asta cu coronavirusul pentru mulți dintre oameni a fost război, pur și simplu. Asta este. Da, avem populații secătuite, rezerve golite, financiar vorbind, companii care nu și-au revenit după povestea asta. Iar acum vii cu treaba asta cu războiul în continuare. Acum vine o bombă socială imensă peste Europa. Povestea asta cu migranții nu e ușor de gestionat. Dar nu e ușor, dintr-o dată... Uite-te la reacția românilor, care s-au înghesuit și fac coz la pașapoarte. Sigur, nu-s mii. Bine, au făcut pașapoarte pentru copii, că pe lui nu-i trebuie pașaport, că el iasă cu buletinul. Da. E o aiureală, să faci pașaport, că tu poți să ieși cu buletinul. Pentru copii. Eu spun din nou, apar niște războaie pe care trebuie să le ducem cu toții în momentul ăsta, cu prețurile, cu boala, cu... Fii atent, unde se ajunge? Chinezii și rușii se pregătesc să atace pe americani, dacă va fi nevoie, pe zona laboratoarelor biologice. Au făcut-o deja. Da, încep să-i atace. Și aceste elemente fac parte dintr-un război imagologic extrem de puternic, dintr-un război informațional, care va lovi, ăsta va lovi rău, dacă vor da drumul la poveștile de aici, în imaginea Statelor Unite. Bă, dacă, Doamne ferește, apare iarăși un virus. Hai să luăm așa, că asta e nebunie. Deci te trezești la un... Că provine din laboratoare din Ucraina. Nu, nici nu trebuie. Înțelegi, trebuie să arunce unul în zvon. Poate să fie un virus care apărea oricum, să zicem. Și a fost fabricat în Ucraina. Și să spun, aruncă unul și zice, păi da, mă, nu v-am spus noi, de la laboratoarele din Ucraina de care vorbeau chinezii. Da? Și s-a terminat. În momentul ăla e stop joc, adică din simpatie și din nu știu ce, lumea o să fie invers. Bun. Deci, dacă vor să joace cu mințile noastre obosite deja în continuare, o vor putea face din nefericire foarte ușor. Fără să aducem niciun fel de... E clar că excludem cu totul și cu totul orice fel de înțelegere pentru decizia lui Vladimir Putin. Pentru că e clar că și el... într-o variantă barbară aproape, a preferat această manieră de a rezolva niște divergențe, neacceptând să meargă pe calea diplomației până la capăt. Poate că au fost niște canale închise, dar aș vrea să spun cum s-a întâmplat. În 2 minute.
După Gorbaciov, și se știe foarte bine ce s-a întâmplat, în 1991 Federația Rusă s-a destrămat. În septembrie 93, Elțin, Boris Elțin, care era președintele Rusiei, a scris o lungă scrisoare președintele american Clinton, cu care a avut mai multe întâlniri de pomină. Ar trebui poate să luăm din arhiva video toate acele întâlniri în care Clinton râdea cu gura până la urechi și ăsta Elțin rupt de beat sau sub influența alcoolului, făcea tot felul de gesturi care șocau opinia publică mondială, opinie care nu mai văzuse în viața ei așa ceva. Ever. Da? Stalin și Churchill, când s-au îmbătat și au semnat pe șervețel împărțirea lumii, păi ea nu i-a văzut nimeni. Da. Cu de muci erau, de beți sau de așa. Da, și rezistau. Și adică, rezistau. Da. Aveau antrenament. Churchill bea două sticle de whisky. Da, exact, da. Deci da, erau antrenați. Te punea, te pun băgați sumas. Dar pe el l-a văzut toată lumea. Și cu dragă Bill s-a ajuns într-o situație care a generat foarte multe neînțelegeri prin modul în care Elțin se raporta la aceste întâlniri. Că era pe șpriț, pe vodcă. Tot acest stil al lui Elțin, foarte cool în ochii opiniei publice internaționale și modul în care Occidentul s-a raportat la el, a dus într-o situație pe care Putin a considerat-o un dezastru. Ne-a promis în anii 90, la scurt timp după ce a ajuns la putere, că NATO nu se va muta cu un centimetru spre est. Asta a spus Putin. Elțin i-a cerut lui Clinton, că s-au desecretizat acele convorbiri, să lase Europa Rusiei. Clinton l-a dus, cum era el, stilul ăla de birou oval, știm că era mare, în birou oval se simțea cel mai bine. L-a convins pe Elțin, l-a dus cu așa, zăhărelul, s-a ajuns la o situație neclară. Dar apropo de... Era momentul în care America nu mai considera Rusia o amenințare. Exact. Asta era exact. Atenție, foarte important. Secretarul de stat american, deci echivalentul lui Blinken de acum, James Baker, la vremea aia, a negat că a făcut o astfel de promisiune, să zicem, rușilor. O afirmație pe care unii dintre proprii lui diplomați au contrazis-o, cum e Jack Matlock, care era ambasadorul SUA la Moscova la acea vreme, și care a declarat că Uniunii Sovietice i s-au dat asigurări categorice că NATO nu se va extinde spre est. Mitterrand a susținut și el președintele Franței că într-adevăr s-au dat garanții Franței. Sunt lucruri publice care pot fi oricând prezentate. Helmut Kohl. La fel, i s-a promis că NATO nu se va muta niciun centimetru mai la est. Li s-a promis rușilor. Sunt mulți care confirmă această variantă. John Major, premierul britanic, în martie 1991, a promis în timpul unei vizite la Moscova că nu se va întâmpla așa ceva. Deci de-aia, ca să înțeleagă lumea de ce Elțin face aceste, de ce rușii au făcut aceste acuzații de-a lungul timpului. Ministrul de German de Externe, Hans-Dietrich Genscher, la fel, orice s-ar întâmpla cu pactul de la Varșovia, a declarat, nu va exista o extindere a teritoriului NATO spre est și mai aproape de granițele Uniunii Sovietice. Pactul de la Varșovia, să o spunem, da? Fiind la, creat la momentul ăla ca să fie o contrapondere la NATO. Exact. Da? Și au spus, desfințați pactul de la Varșovia, că gata, ce facem acum este regulă. NATO rămâne în picioare, voi desfințați însă pactul de la Varșovia. Să desfința de la sine. Bun, da, asta odată ce a picat, Gorbaciov odată a zis că într-adevăr i s-au dat garanții, altă dată, după niște ani, a spus că nu au existat acele garanții, ca să fim corecți, până la capăt. În schimb, memorialistica este full de plină de astfel de întâlniri în care se pare că rușilor li s-au dat niște garanții. Ok, n-au obținut acele garanții. Dar nici nu mai poți să treci ancorat cum face Putin într-o mitologie și într-o perioadă istorică depășită de niște realități. Stați puțin atunci. Noi, de exemplu, credeți că vreodată vă mai putea lua Moldova în această conjunctură? Poate, dacă cum avea noroc să o ia Europa. Da. Greu de tot. Poate să o ia Europa. Poate să o ia Europa în Uniunea Europeană. Și atunci putem avea o discuție. Dar da, dacă iar după regimul Putin ajunge în care Rusia devine din nou vulnerabilă. Eu mai spun atât, m-aș fi așteptat ca doamna Maia Sandu să semneze cererea de aderare la Uniunea Europeană, să fi zis să declanșăm referendumul de unire cu România pe momentul ăsta. Și da, îl suna pe Klaus Iohannis, spunea, ia declanșează și mata domnului Iohannis în România, pe emoția asta puternică generată evenimentele de aici. Poate ieșea, nu se întâmpla mâine. Da, dar dacă era un referendum cu 50+1 în Moldova și 70+1 la București, ce bine era. Ai uitat la mine că era un delirant așa, dar bine, am zis că sunt într-un delir istoric. Da. Dar dacă ar fi să luăm, să mergem pe linia lui Putin, pe drepturi, pe mitologii, cu țari, cu împărați, cu decizii, secole în care Rusia a avut o anumită glorie și îi făcea pe francezi, pe nemți, pe degete, așa ne ducem și noi la daci. Și operații, dar mă duc la ucraineni și le zic că teritoriul ăsta e al nostru, că suntem daci. Mădălin,
al polonezilor e al nostru, al sârbilor e al nostru, al bulgarilor e tot al nostru, al ungurilor e tot al nostru. Și uite așa, cu dreptul primului venit. Da, da, atenție. Noi n-am fost niciodată imperiu. A fost, hai să fim. Imperiilor, că știi istorie mai bine decât ai făcut, e specializat în asta. A fost burebista, n-a fost chiar un băiat. Foamea, noi vorbim, imperiu austro-ungar, da. Nu o să apună niciodată pofta de a fi cel mai mare din imperiu, nou ce a fost cel cândva. Cel mai mare imperiu înainte să ajungă Roma, ce a ajuns a fost alăstor al dacilor. Erau până în Olanda și până în Germania și așa. Ucraina de azi. A fost un imperiu. Erau cei mai, mai populație. Unde? Ce? Cu ce ai? În ce carte de istorie ai citit? Burii. Înțelegi? La și ce aveau legătură cu dacii? Da! Erau chestie... Burii din Olanda erau uniți. Erau păneamul indo-european care mergea până în Africa de Sud. Stai. Și crede-mă, e o chestie foarte tare. Mădălin, stai. Toate popoarele sunt înfrățite. Mădălin, găsim întotdeauna. Erau niște înrudiri. A venit un ambasador, al Danemarcei pe aici, un reprezentant al Muzeului de Istorie, de fapt, reprezentant al Muzeului de Istorie din Copenhaga. Și care a zis că este plin în Danemarca de vestigii dacice. L-am privit cu, toți l-au privit cu un umor special. Dacă e să o luăm pe o istorie de genul ăsta foarte bine analizată, că noi ne-am dus pe latura romană tocmai pentru a găsi înțelegere în cercurile politice occidentale și pentru a ne primi că avem origine latină. Aici e o discuție largă. Am mers pe o linie care nu era chiar corectă, pentru că romanii n-au cucerit decât o treime din Dacia. Corect. Și toți vorbim limba română până în nord. N-au trecut de... Ăia din afară care au rămas așa din este, limba unei populații care nu au cucerit niciodată. Da, dar vreau... Deci aici sunt niște polemici istorice. Nu achisez la ideea că Dacia era totul, dar dacă ar fi să o luăm pe zona aia și să interpretăm mai corect istoria noastră, am putea să revendicăm toate teritoriile din jur pe filozofia lui Putin. Fără nicio problemă. Dacă mai avea un dement ca Putin sau un personaj cu... care să îmbrățișeze genul ăsta mitologie, Ceaușescu n-a avut anvergură, n-a avut școală, n-a avut nimic. Dacă era genul ăsta de imperialist, puteam să fim niște persoane. Vreau să-ți spun ceva. Lumea... Pă! Am alimentat războaie la nesfârșit. Da. Știu că e un delir, dar spun că asta e istoria. Da. E Mădălin, cred că lumea... Ia-o pe Maria Gimbutas de la Marele Istoric din Statele Unite, care pune clar cam ce erau dacii atunci și cum erau tracii, de fapt. Hai să discutăm cum a luat ființă Ucraina. Bismarck, Otto von Bismarck. Nu, Ucraina veche. Nu vreau să mă cânt istorie. Ucraina după 1990. Puțină lume știe că în momentul în care... După perestroica, după ce republicile au început să-și ceară autonomia, Yeltsin a trasat frontierele Rusiei. După ce a trasat frontierele Rusiei, a zis, asta este Rusia. Știi că era Uniunea Sovietică a lui Gorbaciov și Rusia Rusie. Ucraina nu a trasat. Ucraina a stat 2 săptămâni și a așteptat. Ei nu și-au declarat independența. După 2 săptămâni și-au declarat independența când s-au dat seama că Yeltsin nu i-a vrut, ei au rămas să-i nimănui. Asta e istoria reală a anilor 90 și 91, când el și-a declarat. Deci, dacă ei nu au cerut independența, Yeltsin, când a trasat frontierele Rusiei, a mers pe Rusia, Rusie veche. Ucraina nu a trasat-o. Putea să o traseze atunci Rusia cu Ucraina, cu tot. Toată lumea tăcea, pentru că în perioada aia nu Ucraina și-a cerut independența. Stați de vorbă cu istoricii ucraineni și veți vedea că la 2 săptămâni după ce a rămas singură, a zis, vrem și noi independența. Înfigem un steag la Kiev. Da, pentru că ei nu aveau, Robert, ei nu aveau... Da. Ei nu, a fost o nenorocire. Gândiți-vă că rușii toți au trecut printr-o foamete teribilă. Adică nu poți să spui tu mie... Au mâncat... Nu, eu vorbesc care-i 90. Povestea cu Băcaru, cum le ducea de cartofi. Atenție, mai spun încă atât că nu înțelegem spațiul ăsta și eu mă declar primul dintre cei care nu înțelege ce se întâmplă acolo. Pentru că, dom'le, vă dați seama ce populație mixtă este totuși în Ucraina? Adică, oameni totuși sunt... familii care mixte între ucraineni, ruși, da? Asiatici, ca și în Republica Moldova, deci, crede-mă. E un mix teribil în toată zona. Ucraineni, nord, ruși, polonezi, când la un moment dat, unguri, români. Un român vrea să ne ia Ungaria, Ardealul, să zicem, da? Și la un moment dat sunt familiile alea mixte, da? În care ea e român, că el e maghiar, sau invers, da? El e român și ea e maghiar. Și zic, cum facem în familie? Tu te bați pentru alipirea Ardealului la Ungaria și eu mă bat pentru rămânerea lui în România? Sau cum facem acum? Eu mă bat cu armata română și tu te bați cu armata maghiară? Cum ne împărțim? În situația asta sunt acum multe dintre familiile ucrainenilor. Dar ungurii n-ar vrea să se unească cu Transilvania dintr-un...
Nu, mă, stai, am dat un exemplu ca idee, nu, nici nu pun, Doamne ferește, Doamne ferește, înțelege, mai ajunge și la... unii alegeri în Ungaria, pe... la cât de mult sunt acum, s-a schimbat. Da, s-a bune, da. Nu, deci, da. La genul ăsta de democrație în care a trebuit să candideze un partid românesc, ar așa ce m-am săturat să aud în zilele din urmă niște inși care sunt atât de categorici în ceea ce afirmă că de parcă ai zice că brusc, nu că au trăit o viață în Ucraina. Și zici că, domne, știu tot, tot. Mă, despre Ucraina, înțelegi? Da, da, și chiar generalele armatei. Istorie, chiar orice, domne, ei știu absolut orice. Până acum două săptămâni, da, nu știu cât ține granița României cu Ucraina. Aceiași oameni care ziceau că Putin nu va intra în Ucraina. Exact. Erau ăia care spuneau că nu va intra niciodată, că nu pare cum să facă astfel de mișcări. Sigur că a doua zi au spus să... Nu ne-am închipuit așa ceva, dar iată, Robert, că s-a întâmplat. Robert, pe mine asta mă sperie, că aceiași oameni care spuneau și jurau și ne asigurau că nu va intra niciodată Putin în Ucraina, nu va lua decizia, ne anunță că nu va exista, că e un bluf asta cu arma nucleară. Eu n-aș fi atât de sigur. Bun, sigur, nu poți să fii. Revin la ce am spus și mai devreme. Un om când îl ții la putere 22 de ani, Putin este marile de Platon ăsta Putin este pe drum al lui. A spus atât. Este pe un drum al lui. Este pe un drum de pe care nu se va întoarce fără să aibă ori o victorie sigur teribilă, ori o înfrângere care să-l ducă spre dispariție, spre aneantizare, spre sinucidere, spre îndepărtare. Dom'le, dacă Zelenski făcea un pas diplomatic, vedeam și noi cererile lui Putin reale așezate la masă. Am și o întrebare, ca să nu se termine emisiunea. O așa, pentru cei care încă ne mai privesc la această oră. Fii atent. Bă, dacă la pompă litru de benzină... Bravo, că vrem să dăm imagini. O să ajungă 10 lei. Da? La astea ale noastre, de la care facem plinul, să zicem, în momentul de față. 10-11 lei. Și la pompă la Lukoil și la Gazprom, la benzinările Lukoil și Gazprom, o să fie 7 lei jumate, 8. De unde vor alimenta? De la alea cu 10 lei sau de la alea ale rușilor cu 7-8 lei? E o întrebare la care trebuie să răspundă ministrul energiei. Înțelegi? Adică, știi cum e, la un moment dat o să fie așa, bă, mă lupt pentru liber, slava Ucraina, nu știu ce, mă lupt, sunt împotriva rusului, până vine, te atinge, uite cole la buzunar. Și în momentul ăla zici, cu scârbă am pus mâna pe pompa de la Gazprom, mi-a ruscat, mi s-ar mâna cu care am vrut să mă duc să văd cât e litru de benzină la cu scârbă, așa cu scârbă și înjurându-l pe Putin am alimentat și nu știu ce și i-am dat. Păi, dați-ne Robert, cât de un plin. Robert știe de că... De unde sunt? Da. Da, de prin diverse locuri din România. De diverse locuri din România, da. Benzină la pungă. Benzină la pungă? Da. Să ia orice. Filtru. Ce găsești prin casă? Butoiul de murături, de varză, ce s-a putut găsi, nu știu ce, la un moment dat? Să știi ce vezi tu, Robert, aici? Da. Lipsa de încredere a populației în guvern. Asta este. Da. Asta este. Cu toate că a ieșit și ministrul, a ieșit, domne, nu se va scumpi. Noi amândoi știm când se va scumpi până la urmă. Nu se va scopi în seara asta, bătut toate televiziunile. Vreau să profit de prezență. Continuați. Ce, asta e lipsa de încredere. Va alimenta și au dreptate. Creșterea prețurilor la combustibil. Au dreptate. Au spus că nu vor crește prețurile la energie, nu vor crește prețurile la gaze și suntem în explozie, exact, da? Da. Asta au declarat. Îi crede ministrul. Toată lumea ceva de speriat, înțelegi? Toți liniștii, plafonăm prețurile, nu e problemă, nu vă faceți griji. Prețurilor la produsele alimentare. E un dezastru. Va fi o creștere 30% cel puțin. Indiscutabil. Deci în momentul de față. Am auzit oameni care sunt în industrie, da? De patru ori era până acum. Cred că va fi mult mai mult. Sacul de îngrășăminte. Problema e cu materia primă în continuare. În toate industriile, de la cele legate confecții... Fierbeton, tot. Construcții, confecții alimentară, industria alimentară. Toată lumea își pune problema acum aproape că... Cum ieșim din criza asta? Ok, dă-mi atâția bani, dar de unde luăm? De unde luăm? Mulți se întreabă, de unde luăm în momentul ăsta? Se spune că acest conflict cumva se liniștește, deși că nimeni nu-l vrea generalizat. Sper că există înțelepciune suficientă, dăm perspectiva asta măcar în UE, ca acest conflict să fie... Piețele se vor calma. Bine, durează un an de zile, un an și ceva, nu așa? Nu. Iar România nu va învăța nimic. Dacă Doamnele ferește ar mai veni peste un an la fel ne-ar prinde nepregătiți.
Abia astăzi, nu Robert, să n-ai dreptate. Robert, abia astăzi s-au întâlnit Ciucă cu ăsta de la energie, cu directorul de la Hunedoara, Oltenia, să ia o decizie. Ai văzut declarația. După 2 ani jumate de când e ministru. Da. Azi îi chemă și zic, fraților, mai dați-ne niște energie, directorii de acolo, mai dați-ne niște energie. Și îi pus pe fiecare, tu zi Oltenia, cât ai? Eu mai dau 300 până mai, că are un grup care trebuie să pună. Deja are capacitate, dar nu are cărbune. Hunedoara, tu ce faci? Păi stați așa să vedem că noi mergem pe huilă și ne-a spus să închidem minele, gata, nu se mai poate intra în ele, că nu s-a asigurate. Termocentrale n-a intrat în conservare, pentru că conservarea înseamnă azot în turbine, în cazane, ca să nu ruginească. Deși am avut o lege pe care o anulat-o, orice capacitate energetică care scoasă din producție, dispecerul național al energiei obligă conservarea pentru a putea intra oricând. Dar, ce bun e. Dar această lege a fost desființată pentru că în momentul în care ne închidem pastea, erau deja clienții, și odată o să vorbim, Robert, de cumpărarea acestor capacități închise pentru a folosi infrastructura și a-și face alte capacități. Deja sunt pregătite, era pregătit de vânzare, cum a fost și Halânga, termocentrala cu regia autonomă se vinde pe bucăți, așa erau și astea pregătite de vânzare. De ajungem aici. Și abia astăzi i-a chemat. Hidro, zice, mai fiind și eu cu 200 de megawatts. Păi cum vii, mă, mai faci o hidrocentrală? Cum crești puterea lui Hidro? Mai faci o hidrocentrală? Da. Bun, până la urmă, e declarația publică. Să cheamă paparudele și plouă. Că și în război există această idee cu follow the money. Ca să înțelegem toți în ce zonă ne aflăm, iată finalul. Companiile chineze care sfidează restricțiile americane împotriva exporturilor în Rusia ar putea fi private de echipamentele și software-ul american de care au nevoie pentru a-și fabrica produsele, a declarat secretarul american al comerțului Gina Raimondo pentru New York Times. În replică, mă rog, chinezii se apucă serios să facă acest lucru, să cumpere din Rusia, profitând din plin de momentul de vulnerabilitate prețurile pe care de are Putin, da. Prețul de dumping, în timp ce Putin amenință Europa, Europa începe să se plângă că încă are nevoie de gazul rusesc. Trăim într-o perioadă în care marile jocuri și geopolitice aduc o atingere în primul rând omului. Știi cine câștigă de aici? Locuitorilor care se obișnuiesc să răstrească. Știi cine câștigă? America câștigă, China câștigă, Europa pierde. Asta anticipa să ne și vedem cu toți. Europa pierde. Europa în acest moment pierde enorm. Primul telefon pe care l-a dat o rudă de a soacrei mele acum 2 zile, ieri, în Spania. Băi, s-a făcut uleiul 2,50 euro. Despre asta e vorba. Și din păcate, pentru oamenii obișnuiți, pentru regular people, cum se spune, cum zic americanii, va fi o nenorocire acest an dacă luăm în calcul toate predicțiile analiștilor și vedem ce se întâmplă. Păi să știi că litrul de ulei, în general, în chestia asta, merge cu litrul de benzină. Da? Că dacă nu știi, sunt tractoare care merg și acum pe undeva. Sigur, dar României, tu de unde știi, Robert, lucrurile astea? Ulei, mă, ce, când e pasionat. Când s-a nu, are dreptate. Are pe câmp la un moment dat, bagă ulei. Floricele, are moșie, miroase a floricele de porumb, știi, că se încinge uleiul din cumpără tractor, uleiul dacă e mai ieftin decât... mai ieftin uleiul decât litru de motorină, băgăm ulei, de bă, nu știu ce. Așa fac, este. Așa este. Cu tractorul ăla care de pe vremea lui Pasvan Techioru, da, cu uleiul de porumb. Mulți am mers. Mulțumesc că ne-ați urmărit și în această seară. Că ați fost alături de noi. Mulțumesc, Robert Ușescu, mulțumesc, Dian Popescu. Mai aveam alte lucruri de prezentat, dar cât să mai prezentăm și să mai vorbim. Să sperăm că mâine întâlnirea de la Ankara dintre ministrul de externe al Ucrainei și cel al Rusiei ne va aduce o pace, oricum ar fi ea. Și că Dumnezeu va fi deasupra celor care vor negocia și ne vom putea reașeza cumva într-o matcă, mă rog, cum o fie modificat. Ce plec acum de la emisiune? Mă duc din nou să văd la benzinării dacă mai e coadă. Eu mă duc la Gazprom în seara asta. Mă duc de curiozitate. Să vezi că la monotopeni, n-am fost niciodată, preț, jur. Da. N-am fost niciodată. Robert, a fost și la Gazprom și la Lukoil, că se duce acasă pe autostradă și are și Lukoil și Gazprom. Vreau să fac o poză, să compar cu... Lukoilul care peste drum. Eu recunosc că vineri când am plecat la Gorj, am alimentat la Lukoil. Aoleu, ești pe lista neagră. Sunt filorus. Da, ești pe lista neagră, s-a terminat. Alimentez de la toți, deci nu e nicio problemă. Da.
n-ai cum să fii filoros într-un context, în contextul ăsta, cel puțin. Un om cu scaun la cap nu poate să susțină Rusia. În acest moment. Dar orice alte lucruri se pot discuta într-o cheie a normalității și a documentării corecte. Încă o dată mulțumesc, ne revedem mâine seara de la ora 21. Noapte bună. Rămâneți cu Metropola TV.